Radu Căpălnașiu, primarul municipiului Zalău, a câștigat procesul îndreptat contra Agenției Naționale de Integritate. Edilul a fost acuzat de incompatibilitate, întrucât ar fi deținut concomitent două funcții. Radu Căpălnașiu a negat din start aceste acuzații, apoi a contestat în instanță raportul ANI, prin care a fost declarat incompatibil și a câștigat procesul. Astăzi s-au pronunțat procurorii de la Înaltă Curte de Casație și Justiție în procesul pe care, sau în contestația pe care am depus-o la raportul ANI, și am înțeles că mi s-a dat câștig de cauză, a fost desfințat raportul ANI și, ca atare, nu mai există acea incompatibilitate pe care o stabilea raportul ANI și care ar fi adus ca și sancțiune administrativă posibilitatea de a mai ocupa o funcție de demnitate publică pentru 3 ani de zile. Potrivit ANI, primarul Zalăului s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate, întrucât a deținut simultan funcția de primar al municipiului Zalău și calitatea de reprezentant al municipiului în cadrul adunării generale a asociațiilor a două companii.